Asculți Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bun găsit, dragi ascultători. Sunt Luciana Prisecaru, psiholog și terapeut holistic și vă prezint emisiunea Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Dragi ascultători, pentru că toți suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, vom aborda astăzi o temă prin care vom vorbi despre sărbători și anume vom vorbi despre cum simțim sărbătorile în viața noastră. Sigur că fiecare are propriile lui trăiri, însă, pentru a dezvolta mai mult decât atât tot ceea ce înseamnă sărbătorile, am invitat-o alături de mine pe Dorica Sisiac, mentor-coach și consilier de dezvoltare personală. Bine ai revenit, draga mea Dorica! Bună regăsit, Luciana, mă bucur să fim din nou împreună cu atât mai mult cu cât uh, tema de astăzi este una dragă mie și nouă, de altfel, și cred că tuturor românilor, pentru că la noi tradițiile au o însemnătate deosebită la nivel uh, sufletesc și uh, în puținele minute pe care le vom avea vom aborda uh, tema atât cât va, ne va permite timpul. Este o temă frumoasă și îți mulțumesc pentru invitație. Da, și atunci hai să începem cu începutul. Ce facem concret pentru a primi sărbătorile în suflet, pentru, pentru a intra în acest ritm al sărbătorilor? Sărbătorile de iarnă pentru noi, românii, au o semnificație veche de mii de ani și Bucuria este că în continuare aceste sărbători sunt sărbătorite din tot sufletul de toți românii de pe Mapamon, nu numai de, de pe teritoriul țării noastre. După cum știm și românii din diaspora și de, de oriunde ar fi, ei nu sar peste aceste sărbători și emoțiile care sunt generate de aceste sărbători sunt unice și incomparabile. Aceste sărbători eu le simt ca o perioadă de bilanț anual, dar și ca un restart, dacă vrei, ca un update da, sigur pentru da. timpul pe care l-am trecut în cele 12 luni de peste an, de care Dumnezeu a avut grijă ca, așa cum natura are ciclurile și le repetă cu, cu strictețe și cu o ordine perfectă, Așa facem și noi, nu ne abatem de, de mii de ani de la a sărbători aceste minunate sărbători, care sunt tradiție în neamul nostru românesc, care generează emoții și trăiri deosebite și care uh, au o, o însemnătate extraordinară pe, de la cel mai mic copil până la cel mai învârstă om al acestui pământ. Așa este. Trebuie să spun că cunoașterea acestor tradiții este mult mai puternică decât cunoașterea teoretică. La nivel de trăire, aceste sărbători ne duce cu gândul în mica copilărie, ne duce cu gândul la strămoșii noștri. Pentru că, deși nu există o carte scrisă care să perpetueze aceste tradiții, există o, o conștiință a noastră în ADN-ul nostru, transgenerațională, care ne determină să moștenim aceste tradiții. Și ce îmi place foarte mult este că dacă acum câțiva ani, niște zeci de ani, aceste tradiții erau foarte uh, bine aspectate și trăite din plin uh, la sate. Iată că și în zilele noastre, în lumea modernă, uh, au ajuns să fie trăite la intensitate maximă și adaptate la viața modernă a orașelor. Iar, uh, în acest sens, uh, trebuie să apreciem uh, Biserica care a reușit să aducă uh, un obicei de a face aceste sărbători să fie cântate și încântate cu prezența acelor coruri și colinde și obiceiuri da. tradiționale, care ne aduc o bucurie în, în sufletul nostru și ne trezesc copilul interior și nu putem să uităm niciodată de unde venim și ne trezim în același timp să conștientizăm și unde plecăm. Și creiem și acele legături cu moșii și strămoșii noștri. Aș mai putea să adaug, dacă îmi permiți. Da. Uh... Aș putea să spun că ar trebui în această perioadă să ne înconjurăm de tradiție. De tradiția simplă în care sufletul se îmbogățește cu aducerea minte și cu amintiri frumoase din copilărie. Iar ca simbol acel brad împodobit de care știm cu toții. dintotdeauna care în zilele noastre este extraordinar de strălucitor și frumos, și împodobit este... exact. în fiecare zonă exact. după tradițiile. Este un respectiv. simbol al luminii interioare, de fapt, care strălucește mereu precum globurile, precum luminițele din acel brad. Exact. Și chiar dacă zilele sunt uneori mai întunecate în sufletele noastre pentru că, de ce? Trebuie să recunoaște că avem și astfel de momente. Sărbătorile care vin cu pace, cu bucurie, cu autenticitatea lor, ne scot din această stare și ne duc într-o lumină Caldă sufletească, care ne determină să o împărtășim și celor din jur, și aceasta este bucuria acestor sărbători, pentru că de fiecare dată ne întoarcem către cei din jurul nostru, către familie, către copii, către prieteni, către colegi, către semenii noștri. Și ca un îndemn, este nevoie să fim într-adevăr buni. Nu numai acum, dar acum, în mod special, pentru... să ne amintim măcar. Exact, în că sunt tui oameni care au nevoie de o vorbă bună. Sunt oameni singuri, sunt oameni care își amintesc de aceste sărbători într-un alt timp, într-un alt context și acum viața i-a adus într-o situație în care o bucurie făcută cu prilejul acestor sărbători înseamnă foarte, foarte mult pentru, pentru sufletul lor. Așa este și. Da, fiecare, după cum se raportează, fiecare se manifestă în funcție de gener generozitatea din el, în funcție de bunătatea din el, pentru că nu degeaba se spune uh, de Crăciun fii mai bun. Așa este. Ce putem face uh, pentru a reuși să fim mai buni? Pentru să a fi mai bine cu noi înșine, practic. Păi, putem face foarte multe lucruri. O să mă refer la câteva din acestea simple, care de sărbători se pot face cu ușurință, sunt la îndemâna noastră. Nu trebuie niciun efort foarte mare, doar să fii conștient și să recunoști că poți să aduci o bucurie în jurul tău. E ca și cum ai aranja orice piesă dintr-un puzzle sau ca și cum ai aranja globurile și ornamentele în pomul de Crăciun. Deci ar trebui pardon, să fim în recunoștință, să fim în empatie cu ceilalți, să iertăm, să fim darnici, să nu criticăm și să începem cu noi. Dacă vrem ca lucrurile să se schimbe în jurul nostru, ar trebui să începem de la noi. În primul rând, să ne iertăm pe noi, să fim buni cu noi, să fim calzi, să fim empatici, să fim răbdători, să acceptăm ceea ce este cu mulțumire și recunoștință și să fim încrezători că toate lucrurile se întâmplă cu voia divină, că există Dumnezeu pe care ne vede în permanență pe toți și nimic din ceea ce se întâmplă aici nu este indiferent pentru divinitate, iar noi dacă ne propunem să fim în fiecare zi mai buni Făcând o rugăciune dimineața, o binecuvântare a zilei, aducându-l în zâmbet, în primul rând, ție, chiar dacă nu ești dispus, pentru că, fac o paranteză, creierul nu discerne adevărul de ficțiune. Așadar, dacă noi zâmbim chiar atunci când nu suntem foarte veseli, atunci el va înțelege că, de fapt, totul este bine și dacă zâmbim și celor din jur. Automat aduce în bucurie semenilor, și de sărbători toată lumea este mai bună, toată lumea este mai deschisă, mai veselă. mai veselă și mai binevoitoare și este minunat. Sărbătorile pentru mine au rămas cumva în amintirea din copilărie. Copilul meu interior se bucură, încă făcând bradu, potrivind bradu cu nepoții mei, trimițând în același timp un gând și o o lumină sufletelor celor dragi nouă care au plecat din această lume, binecuvântând tot ceea ce este și acceptând că totul este perfect așa cum este și ne servește. noi trebuie să primim, să primim cu bucurie în sufletele noastre ceea ce vine, sărbătoarea Crăciunului și toate sărbătorile care urmează după aceea, trebuie să le privim și să le primim cum se cuvine, cu, uh, cu Sufletul curat, cu mintea pregătită, să lăsăm deoparte tot ceea ce uh, ne-a cuprins, să zic așa, întreganul și să, să lăsăm să intre această emoție a sărbătorii în Sufletul nostru. Da, aș vrea să mai adaug aici la întrebarea pe care mi-ai pus-o că ar trebui să începem cu o curățenie pe care trebuie să o facem. Curățenie, în primul rând în sufletele noastre, în casele noastre în jurul nostru, în grupurile de oameni de care ne înconjurăm nu trebuie să eliminăm și să blamăm pe nimeni, dar putem să observăm că atunci când avem nevoie să schimbăm ceva și simțim că acel loc trebuie între ghilimele curățat, atunci atunci ne putem detașa de ceva care nu este benefic pentru noi, care nu este într-o energie de creștere, care nu este în aceeași vibrație cu noi, care nu ne aduce bucuria a lui acum și aici. Pentru că des, despre acest lucru trebuie să amintim. Sărbătorile, asta înseamnă să ne bucurăm de aici și acum, în fiecare zi, pentru că ele trec repede. Și, și dacă nu trec fără să le simțim, Exato. Practic zile ca oricum. Da, oricum toată lumea zile. le simte, dar asta este, toată lumea știe ce spunem noi aici. Da. Dar este ca o reamintire și ca, un, ca o recunoaștere și o recunoștință în același timp pentru anul care a trecut, pentru acest moment care se apropie. Și încă o dată mulțumim cu recunoștință lui Dumnezeu pentru că iată a mai trecut un an și iată din nou sărbătorile sunt la ușa noastră. Da, îți mulțumim! Ce, cu ce vrei să ne mai surprinzi astăzi din acest material care l-am pregătit pentru astăzi? Sunt multe de spus, așa cum am mai amintit, dar o să mă refer puțin și la tradițiile da. acestor sărbători. Aceste tradiții ne facă o conectare cu strămoșii noștri și ne readuc aminte cine suntem, de unde venim, și cum da, spuneam exact. și unde plecăm. Rădăcinile noastre transgeneraționale transgener ne arată că strămoșii noștri din totdeauna au prețuit sărbătorile. Nașterea lui Iis Isus Hristos este o sărbătoare veche și foarte foarte sărbătorită din tot sufletul în toate casele oamenilor, indiferent de religie și confesiunea în care trăiesc și. Se bucură de viață oamenii din această lume. Uh... Ce ar mai trebui să spun aici este că viața ar trebui să fie luată ca un joc. Adică, măcar de aceste sărbători minunate, să ne dăm voie să fim din nou copii, să fim în preajma copiilor, nepoților, fiecare ce are și, dacă nu, fiecare cu sine și să se bucure ca un copil de frumusețea acestor sărbători care ne înconjoară. După cum vedem, atâta bunăstare și abundență ca acum niciodată n-a fost pe această. Yeah. Uh, planetă, să zicem, și e păcat să nu ne bucurăm pentru că ele nu țin mult aceste sărbători. Țin da. un număr și limitat. Și există acea magie a sărbătorilor pe care trebuie să, să îi permitem să intre în sufletul nostru și să o simțim. Da, cum spunea și Rumi, el ne spunea în acest context că să ne vindecăm inteligența și să cumpărăm uluirea Adică nu iluzia, să nu fim foarte serioși de sărbători, adică să ne întristăm să, să dăm voie imaginației exact, să, să ne cuprindă magiei Crăciunului da. și să nu ne supărăm dacă planurile noastre nu au fost îndeplinite, targeturile ce știu eu, ce ne-am propus la nivel de realizări materiale, sigur că ne facem bilanțul, dar trebuie să privim detașat și să lăsăm această uluire să ne cuprindă și să-i dăm voie să se manifeste în sufletele noastre. Și să ne creem noi obiective pentru o, 2024. Da, azi, <laughs> la sfârșit de anul asta vom face, <laughs> ne setăm intențiile pentru anul care vine. Da. Ce, ce poți să mai adaugi aici la tradiții? La tradiții suntem, cred că unici ca și popor, cu aceste colinde tradiționale vechi de mii de ani, care se păstrează atât de autentic. Și ce îmi place foarte tare este bucuria și nostalgia, puritatea copiilor care cântă aceste cântice da. vechi și care îți dau o stare de. de Creștere vibrațională. Eu asta simt. Atunci când și acum, matură fiind, când ascult colinde, mi se face pielea de găină, pentru că chiar trăiesc la nivel interior emoțiile și cred că toată lumea are acest sentiment. Trebuie să fim în permanență bucurie, să fim iubire, să iertăm, să acceptăm pentru ceea ce simțim și suntem. Că toți suntem creații ale lui Dumnezeu, sunt fie, suntem acelui fie aceluiași Dumnezeu și la Dumnezeu toate sunt cu putință. Atunci când ești relaxat, când ești bun, când ești blând, când ești zâmbitor, când ești calm, da. când accepți, parcă și lucrurile vin către tine mai cu mare ușurință. Da, așa este. Dar ce să facă, practic, omul care este așa străbătut de... Un an greu, să zicem, a trecut prin greutăți, eu știu, boală, suferință. Cum să-și pregătească el acea stare interioară ca atunci de sărbători să-și dea voie să fie într-o armonie cu el însuși și apoi și cu cei din exterior? Sigur, nu putem să spunem că este ușor Pentru că sunt momente în viață Și sunt oameni care exact, suferă Exact, prin grem. care trec Dar este o alegere Totul este o alegere Este un îndemn pe care uh, și credința îl face Adică rugăciune, iertare în primul rând Iartă-te pe tine în primul rând Pentru tot ceea ce ai făcut Și atunci când ești bolnav Și atunci când ești necăjit Începe cu iertarea cu tine Apoi iartă pe cei din jurul tău Pe cei din neamul tău tău. Iertarea cu părinții, eu am mai spus-o și în alte uh, întâlniri ale noastre, este uh, punctul zero de plecare al da. unui echilibru a omului în viață. Atunci când ești împăcat cu mama și cu tata și e iertat pentru tot, pentru că ei au făcut și ei ce au putut la momentul respectiv. Eu însă mi-am avut de lucrat pe acest palier al vieții mele și vă spun sincer, chiar sunt rezultate. Iar atunci când considerăm că nu avem rezultate imediate și nu putem să schimbăm pe nimeni, ne-am schimbat noi, am realizat care este situația, singura soluție este de a te îndepărta, de a face un pas lateral sau în spate, de a binecuvânta, de a trimite iubire și lumină persoanei respective și ție însăți și atunci viața merge mai departe. Parte. Iar despre persoanele despre care spuneai mai devreme că au nevoie, ce pot să facă, să se bucure de această magie a sărbătorilor, să recunoască că există o energie și o lumină extraordinar de puternică în această perioadă, să se conecteze la această lumină divină. Această scânteie care, pe care o vedem și în pomul de Crăciun și care de fapt este un simbol, o metaforă a lui Dumnezeu ne arată încă o dată și încă o dată că noi avem nevoie să ne conectăm în permanență cu această lumină divină pentru că de acolo ne vine sursa și energia pentru a ne echilibra. Iar noi cei care suntem bine și putem să ajutăm să facem un pas către acești oameni care au nevoie pentru cei care sunt în spitale, în centre, în case de, uh, în de îngrijire pentru bătrâni, în tot felul de situații din acestea dificile de viață. Uh, o, o mic, un mic gest pe care îl facem înseamnă foarte foarte mult pentru aceste suflete înseamnă o bucurie și care bucuria îi schimbă deja starea interioară exact și apoi îndemnul meu este dragii mei fiți împreună cu rudele voastre cu neamul vostru nu vă îndepărtați pentru că exact așa cum sunt tradițiile și uitați că mi s-a făcut și acum pielea de găină când vă spun că chiar sunt din suflet aceste vorbe atunci când ne conectăm cu energie acestor sărbători. Imediat trebuie să vedem la alt nivel că trebuie să ne conectăm cu energia neamului din care venim. Nu vă uitați strămoșii, onorații, binecuvântații și fiți aproape cu cei din neamul vostru pentru că pe principiul acela despre care noi, Luciana, am mai vorbit într-o întâlnire a noastră, că eu sunt tu, da. Adică suntem toți și știi cum am observat eu pentru mine în ultima vreme că noi oamenii în această lume suntem ca și cum am fi pe o pânză de păianjen și fiecare dintre noi este într-un nod din acela. Da. Da. Și toți suntem interconectați. Așa este. Și lumina aceasta divină este peste noi toți și Dumnezeu, cum spuneam, ne iubește pe toți că suntem toți copiii lui. Da. Din păcate, mai avem decât vreo 5 minuțele și te las pe tine să aduci în atenția tuturor ascultătorilor ceea ce vrei să, să ne mai spui, în așa fel încât să nu te mai întrerup pentru că timpul se scurge foarte repede. Este nu bine să cred că s-a scurs așa de da. repede. Ce aș putea să spun? Câteva idei? Câteva idei. aș vrea din nou să. Ne, să mă îndemn, să ne îndemnăm și să îndemn pe toată lumea în această perioadă a sărbătorilor, să fim buni, să fim în iubire, să fim calmi, să fim mulțumiți de ceea ce suntem și să ne setăm intențiile ca viața noastră să fie într-un echilibru, dar să nu uităm de conectarea cu divinul de acolo plecând, dacă vom fi conectați în permanență cu Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu ne va găsi o soluție, chiar dacă nu soluția pe care o așteptăm nu coincide cu cea pe care o avem în mintea noastră, dar ea este cea mai potrivită alegere, pentru că Universul niciodată nu te părăsește când ai nevoie. Iar ca și recomandare, aș putea să, să spun oamenilor că o mantră pe care eu o folosesc și este după rugăciune, fiecare cu rugăciunile personale, puteți să spuneți zi de zi acea formulă din Hoponopono, care este tot o formulă de iertare. Îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc, mulțumesc. Este valabilă pentru orice iertare cu oricine, în primul rând cu tine. Și atunci când te întinzi în pat seara după ce ți-ai făcut rugăciunea specifică și ți-ai setat și ai mulțumit pentru ziua respectivă, atunci încheie această zi de muncă cu mersul la odihnă, cu această mantră Hoponopono, iartă-mă mulțumesc, îmi pare rău te iubesc și să știți că funcționează eu am o o practic, și de câte ori sunt puțin copleșită sau puțin într-o stare, așa de o vibrație, mă ajută să-mi cresc vibrația, și atunci aduceți un zâmbet pe fața voastră, mulțumiți și bucurați-vă, dragii mei, de sărbătorile de iarnă. Fiți în bucurie și în armonie cu toți cei pe care îi iubiți și cu toți cei pe care îi doriți în preajma voastră. Vă doresc sărbătorii cu lumină, cu pace, în suflete. Cu armonie, și anul care vine să ne aducă tuturor ceea ce ne dorim. Vă mulțumesc din suflet că ne ascultați și vă îmbrățișăm cu tot dragul de aceste minunate sărbători. Iată că timpul s-a scurs foarte repede, și abia dacă am reușit să spicuim pe aici, pe acolo, din ceea ce am vrut să transmitem, sigur, această emisiune a fost cumva special creată pentru pentru ca cei care ne ascultă și se află într-un moment neprielnic, ne, mai, mai puțin bun, să zic așa, din viața lor să poată să ia din emoția pe care ne-o transmitem aici, din bucurie, din magie, din, din darurile noastre interioare pentru o încurajare un încurajare, un zâmbet, exact cum ai spus și tu, să începem cu un zâmbet și cu să, să permitem să intre în sufletul nostru această emoție pe care noi o transmitem astăzi. Îți mulțumesc, draga mea Dorica, te mai aștept și cu alte ocazii. Dragi ascultători, pentru că suntem în pragul acestor sărbători frumoase și magia vine așa cu o viteză către noi, ce pot să vă spun decât fiți uniți, Fiți împreună, bucurați-vă, dați-vă voie să vă spuneți un colind unul celuilalt, împărțiți bucuria mai departe, lăsați trăirile interioare să se vadă, să nu le ascundem, pentru că ele se duc mai departe și ne molepsim unul de la celălalt. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să avem lumină, căldură, iubire și tot ceea ce ne dorim să ni se împlinească măcar puțin din, din ceea ce noi ne dorim. Vă doresc un Crăciun fericit, sărbători binecuvântate și fie ca anul viitor pentru fiecare să vină mai bogat, mai frumos, cu iubire și cu tot ceea ce fiecare are nevoie. Nu uitați că vocea interioară este ghidul infailibil care vă conduce pe drumul cel drept. Pe curând!